de vârsta de clasa 8 prin clasa 12, ca să dai mereu bacalaureatul, așa să zici că Wunderkind, n-aveam ce le face. Sau dacă reușeai să dai un 100 de lei la profesor, Wunderkind. Da, cum? Hai să vorbim despre primul copil, mic dar celebru, devenit celebru grație unui concurs de talente, nu-i așa? Este vorba despre cel pe care îl vedeți chiar în aceste clipe, se numește Justin Bieber, nu-i așa? Hai, hai! Justin Bieber, devenit cunoscut după ce, în urma cu 3 ani, a fost descoperit de un producător chiar pe YouTube, site-ul ăla de mare, multe video pe el. Acum să-l vedem pe Ionuț Cercel. Babi, cum îi spune? Babi Minune, dar de ce e minune? El peste 500 de milioane de vizualizări, asta era despre Justin Bieber. Ea spune despre Babi Minune. Babi Minune, pe numele lui adevărat, Luis David Dobre, peste noapte devenit din Cântăreț, super popular. Asta este o fată. Ea este fiica lui Will Smith, Willow Smith se spune, și a devenit celebră după lansarea primului său videoclip. Un videoclip absolut trăsnit, uitați-vă și voi la ea. Uitați-vă la această moștenitoare a tot ce înseamnă talentul lui Will Smith și nu numai din punct de vedere al fizicului, ci și de pare. Dar nasc și la Moldova. Oamenii, Cleopatra Stratan, binecunoscută Cleopatra Stratan, care încă de la 2-3 ani a primit premiul pentru dublu disc de platină, dacă nu greșim, dacă ne amintim corect. Devenită faimoasă România, Republica Moldova, a ajuns și prin China, și prin Tokyo, prin topuri și așa mai departe. Bravo ei! Și gata, este tineri talentați, culegi. Dar noi le-am zis așa, mici, dar celebre. Deveniți celebri grație internetului, grație părinților care investesc în ei. Sunt bunicioși, perseverenți. Grație talentului pe care îl au sau grație cantității de CD-uri bândute. Cum îl chemăm pe următorul invitat? Eu zic, prin aplauze sau mai lent, sau că e un aspect așa mai complicat. Depinde cât de emoționat el este în fața camerei. El e emoționat, nu nici de cum. El este auriu de energie, că o să-l vedeți în cele ce urmează. Eu i-am spus simplu, în gând așa, doar cu el, foarte subiectiv, că e unul din cei mai talentați dansatori din Republica Moldova. Ia să ne întâlnim pe Grigore Ferraru. Grigore Ferraru! Noroc! Ce tare, mă bună! Ia, spune bună seara. Cine te urmărește acum? La microfon. Bună seara! Cine te urmărește acum? La microfon. Toți ai mei. La microfon. Toți ai mei care sunt din casă, adică frățiori, mei cei mici, sora. Sunt mulți, ia spune-ne câți sunt. Ia-l aici pe scaun. O fată și un băiat. Și încă o soră mai mare. Deci mai voi în total la părinți cât sunteți? 4. 4 copii și tu ești cel mai mic? Nu, cel mai mijlociu. Cât ai? Cel mai mijlociu. Eu am 12 ani. 12, de-abia 12, am înțeles. Ai încercat și încerci să participi la un concurs, concert la pălărie. Desigur că. Vrei să câștigi ceva mare acolo, în apartament, o mașină, la ce răbnești? Adică eu nu vreau să, adică nu mă gândesc la apartament sau la mașină. Adică eu să fiu așa cu. Vrei să fii vestit? Da, vestit. Dar vrei să ajungi artist, dansator, cântăreț, la ce visezi? Dansator, artist, muzicant. Grigore, dar pentru ce unui om îi trebuie să fie vestit? Pentru că pot a cânta și la vioară, pot a dansa, pot a face multe lucruri. Auzi, dar Sârghii nostru Cobzaru, poate și el cânta la gitară. Nu știu, te pui în harță cu el, crezi că îl bați? Poate schimbăm, facem schimb de niște acorduri. Bineînțeles, poate să facem și așa ceva, dar adică putem să cântăm împreună, adică ce cântec știi tu? Poate cântă Sârghii. Gheorghe, dar stai un pic. Tu când dansezi sau când cânti, cum așa o faci? Bine. Te învaie bine Grișa, spune Grișa, da? Da? Foarte bun. Când dansezi sau când cânti, ce ai învățat sau ce vin de la tine din suflet? Ce vin la mine din suflet? Să vezi ce tare fac. E un concurent dur de-al tău, Sârghii. Are el o sămânță de a fermeca publicul, poate să arate tot ce vrei. Dacă ai de convins un juriu, îl convingi, nu-i așa? Așa este. Astăzi cu ce ai venit pregătit? Că am înțeles că o dai bine cu dansatul la concert. Condans. Iarăși din ăsta nebunatic de nesare nouă și luminele și platou. Dar hai să ne amintim întâi de toate cum a reușit Grișa, așa îți place să spună, Grișa, ca prieten, la concert la pălărie să cucerească lumea de acolo, din public, să cucerească și juriul. Ia să ne amintim. Avem video încă de la început, ia să vedem.
Ia, spune-ne, Grisa, cum ai aflat despre concert la pălărie? Cum a ajuns bonul până la tine? Eu am fost mai mult de 4 ani, tot făceam tot pentru sat, adică. Făceam pe la concursuri la Leova, prin toate satele. Și adică regizorul, domnul Victor, m-a chemat la preselecție la Leova, dar eu nu știu, am crezut că ceva deosebit, am crezut să dansez ceva. Și ce a fost? A fost o preselecție și mi-a anunțat să vin la Chișinău. Și am venit la Chișinău, tot bine. Am început a dansa, am văzut că a trecut în semifinală, zic, tot e bine. Dar cu ce ai cucerit Grișa? Tu știi care e cel mai mare talent al tău? Ce ai tu atât de deosebit față de tot ceilalți? Cu ce îi bați pe restul? Adică cu mânia, cu... Cum să spun, cu maniera, cu o statiduță. Da. Ai tu un secret că îi farmeci pe toți, nu știu, sclipirea ochilor sau ce faci? Ai un gest? Adică eu îi cuprind pe toți, adică... Păi la microfon. Îi cuprind pe toți, nu îl lași pe nimeni. Îi cuprind, adică pe toți și iubesc pe toți, că, adică eu dansez și toți mă aprecie că am dansat foarte bine și adică nu poate nimeni să mă întreacă. Dar tu îți dai seama, într-un an, doi, deja ai timpul de agățat fete, de mers la discoteci, la una, la alta. Tu cum te pregătești de asta? Cu asemenea dansuri vrei să le agăți? Adică tăticul nu-mi dă voie la disco. Corect, încă e nimeni. Și-a pus mâinile cap. Când îți dă voie? Ce tu a spus? Când îți dă voie? Am zis că după 18 ani. După 18 ani. Ce... Poate a avut în vedere după ora 18. După 18 ani. După 18 ani. Grișa, ți se întâmplă să mănânci bătaie de la părinți? Niciodată. Tu crezi că este bine ca unii părinți își pedepsesc copiii prin bătaie? Dar cum trebuie să fie pedepsiți copiii așa încât ei să înțeleagă că au greșit? Prin cuvânt. Păi, dar dacă nu înțelege prin cuvânt, știi cum părinții de obicei spun? Cât îi spun și îi spun, nu înțelege prin cuvânt. Ai ghine prin fața în jur și te duci dinaintea lui. Bravo! Uite, uite și lecții de psihologie ne-a dat nouă. Dar mai zi-mi așa, uite, părinții tăi, voi sunteți 4 copii, nu-i așa? Da. Și cu siguranță fiecare are nevoie de atenție, să-i spui, să ai grijă, să-i dai povețe. Ei săraci sunt doar 2, voi sunteți tocmai 4. Cum se descurcă ei cu voi 4 în casă? Adică, mămica, atunci când nu lucrează nicăieri, șade doar acasă. Ei șade, nu mai șade. El nu se mai duce, mai lucrează cu antenile, adică mai remontează cu computatoarele. Face, aduce în casă. Da, mămica e pe casă cu copiii cei mici. Noi venim de la școală, după asta, lunea, miercurea, până ne ducem la școala muzicală. Tu muncești, bre? Ia-mi spui, muncești? Sau dansul este așa, bine ești spus, scenă fără pregătire, ia-mi spui. Muncești, cât muncești? Adică în fiecare zi sau când nu mai am timp. Te antrenezi sau cât îți ia timp? Adică numai lunea și miercurea de loc nu mă antrenez. Zile de odihnă, zile sfinte. Nu, ziua de odihnă sau sfinte. Eu mă duc la muzică și dacă vin la 2, am mâncat, m-am dus la muzică și vin tocmai la 8 seara. Și nu mai ai timp de dansuri. Nu mai am timp de dansuri, mai repet o leacă la vioară și mă pus la cu. Instrumentul e vioară. Da. Dar cel mai mic al vostru câți ani are? E de gemeni, amândoi au 3 ani. Câte 3 ani? Ai frați de gemeni, da? Dar nu sunt frați, e soră și frate. Soră și frate. Da. Încă o chestie. Iată, cum crezi tu, sunt curioasă să aflu. Un părinte, unui copil, ce trebuie să-i dea? Bani ca să-l ajute să se pune pe picioare? Cuvinte prețioase, sfaturi, casă, masă? Care, cum este corect să crești un copil așa încât el să fie un om iar realizat ce în viață? Inima să-i dea. Inima să-i dea, dar cum să ia din piept și să-i dea? Nu să-i dea, adică din suflet tot ce are, suflet să-i dea tot copilului, adică tot celor care ai din familie. Dar cum mama voastră trebuie să aibă un secret al ei, pentru ce o iubiți voi cel mai mult, că e răbdătoare? Deosebit, că... noi știm că, adică ea ne iubește pe toți, dar știu că mai mult mă iubește pe mine. Dar cam de ce ar trebui pe tine mai mult să te iubească? Adică eu îi seamăn ei. Și... Dar ceilalți cum îi seamăn? Nu, ce îi seamăn eu, adică eu, e un băiat și sora mea s-America. Apoi noi seamănăm la mama, dar... Gemenii seamănă la tata. Nu. Adică noi avem aiaște mai mari, noi, adică eu, sora și cei doi de gemeni. Eu și Samirica seamănăm la mama, dar Ionuț și Dumitrița seamănă la tata. A început Santa Barbara aici, stai da. Stai puțin.
Noi de una te cunoaștem, cel puțin. Eu te-am recomandat, am spus că mai bun dansator ca tine nu există, cel puțin la vârsta pe care o ai. Vrei să ne demonstrezi acum, fără vioară, fără pregătire, da? Sau cum e? Bă, nu, am pregătit bine, înțeles. Te-am luat și eu. Am înțeles. Regia, muzica pregătită. Grișa îi se spune, lui așa îi place, Grișa Ferraru. Voi, cei de acasă, pregătiți, hai să luăm microfonul. Tu acolo pe scenă pregătește-te. În câteva clipe începe muzica Grișa Ferraru. Acum la microfon, să demonstrăm că e o interpretare live. Respiră pentru cei de acasă. Hai că se ține foarte bine. 10-12 secunde. Ești super bravo, super talentat. Atâta, doar atâta poți să faci. Niciun salt, ceva așa. Gata, e obosit? Nu. Hai că glumesc, știu că ești în stare să faci mai mult. Grișa. Salută lumea de acasă. Spune, de ce tu ești atât de bravă? De ce ar trebui să te cunoască? În câțiva ani, unde te vedem? Pe ce scenă? Bunica, te iubesc foarte mult. Și... îți doresc multă sănătate, adică celor și al fratelui meu și adică al toți din casă, al mămic, al tăticu și al Badea, toți care sunt din casă, țața, lușul Bunel, tot Grigore Ferraru, tot așa îi zice. Și le sunt mulțumesc că m-au ajutat la tot ce... Grișa, în câteva zile lumea să te vadă la semifinale, la concert la Pavărie, acolo tot trebuie să țină cu unii cu tine, nu? Noi avem noi cu tine o înțelegere. Dacă îți dai seama, la un apartament de chemat, de mai sărbătorit... Dar vezi că Grișa a spus, pe el îl interesează să fie celebru, să fie vestit, nu să câștige nu știu ce apartamente, nu e așa, Grișa? Așa este. Ne-am înțeles. O mână caldă, să-ți dăm. Mersi frumos că ai venit. Plătește. Salutări părinților și sărută-le mână pentru că-s bravo. Stai, mână de fier, Grișa, da, pe da, da, mână de fier. Da, da, da.